Tata mea, tale, a jucat rolul cui? Spune. Al lui Onaci Cărăbuș în... Dar au fost scrise. Onaci Cărăbuș în... Filmul se numește Să iubești. Dar cine era regizorul? O să... L-a găsit Calita. Viorica a găsit tot filmul, pentru că eu când am văzut, am fi el numai un fragment. Și tata mea se filmează în... S-o poate că 64, da, dar eu de-am eram căsătorit în coașă, știi? Da. Și odată, înainte de 8 martie, dar îi spusesc un profesor de la Cosuz, zici că, ia că eu am fost la Bălț la film și știam că trebuie să iasă după casă Onaci Cărăbuș și când acolo ies Pan Petrovici. Tatăl meu a fost profesor de cultură fizică în sat. Și știam, și când lucram, mă găteam de 8 martie înainte, nu că am... Și aud o melodie moldovnească, dar nu prea era canale moldovnești, tot înscrit. Nu prea erau canale moldovnești, știi? Dar era canal rusă, Constantino. Și eu mă uit și zic că, măi, și la Constantino muzică moldovnească. Și când mă uit, merge, știi, epizodul ăla unde Mircea, ai citit cartea? Povara bunătății noastre. Da, 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 sigur. Mircea, știi, când vine și o ajunge pe dânsa, când s-o intriga asta s-a început, carul încărcat cu fân și o ajunge pe dânsa pe câmp și o ia și merg împreună și petrec o bucată de dragoste de noapte și o aduc acasă și se dă sară, știi, dimineață, dimineață s-a făcut să zâudem. Și ea vin și el îi aruncă torba ei. Și nu mai ies să gătește, dar făcut ca o fântână în scârta aceea și nu mai ies să gătește. Sară și ies tata meu, ies o Onaci Cărăbuș după casă. Adică tata mea tale, doamna Eugenia. Da, dar o căutat un bărbat cu privirea dură, cu, știi, așa să uite rău. Și eu țin minte că e răscolietă de cămașele lui tata meu, e tipa aceea, Moldova, nu Moldova film, vine și să-l îmbrăce, să-l luăm cu autobusul de acasă. Și el iese acolo, dar e un episod mic. Și o văz torba aceea și îl întreabă, ce te-ai oprit? Și cu un topor. Dar tata mea a văzut 2 metri, eu nu tipul știi cum e. Și cu un toporaș. Și așa, la când l-a văzut, zice, ce te-ai oprit? Și zice, mergi mai departe. Și el nu știe ce să fac cu dânsa episodul. Și se duce la însă acasă. Știi, de toată lumea merge pe drum, n-a venit un soliaș pe dânsa. Și atunci tot cu dânsa o gradă. Și deci, deodată zici că ierun cu un țăpoi și zici că hai să încercăm să așa-l descărca. Și e cu fusta ruptă, în film, să vieze, că dacă se între la mine, este fusta ruptă de și ea. Și el s-a spălat și a început să descarce și pe... Dar principal că el poate mai tășie. Dar tata lui, când l-a văzut, răbde pus scară și a început să suie, că adică să-i ajut să discar și până. Și când l-a văzut pe dânșii, așa o muțit. Și atât au fost episodul din... Da, deci stau de vorbă cu doamna Eugenia Ralean, locuitoarea satului Cosăuz, care își amintește de taică său, care se numea... Ștefan Popov, Stepan Petrovici Popov. Stepan Petrovici Popov. Deci a jucat rolul lui Onaci Cărăbuș. Rol auxiliar. În filmul, în filmul? Să iubești, se numește filmul. Să iubești. Apropo, filmul a fost turnat în Bădiceni. Turnat în Bădiceni de către regizor rus, actori în majoritate ruși, dar în mare parte și moldoveni. De pe loc. Eu îți spun că Viorica chiar a găsit tot filmul. Eu am crezut că e 20 de minute acela, un scurt metraj. Dar este un film artistic care se numește, cum se numește? Să iubești. Să iubești. Filmul este în YouTube. Acolo să vieți, dacă se între la mine, apoi este. Am înțeles. Doritorii care vor să privească filmul. Să-și amintească trecutul, să-și facă mai aproape cunoștință cu opera lui Ion Druță. Îl găsesc. Da, îl găsesc și fac cunoștință. Interesant. Iată așa o istorioară din, de la noi de aici. Din trecutul istoriei comunității. Da, dar aproape de Soroca. Aproape de Bădiceni, Cosăuți și Soroca. Eu numesc Tăținut Sorocic. Așa nu-mi place cuvântul Raion. Da. Și eu, ca să nu folosesc cuvântul Raion, zic Ținut Soroca, Ținut Soroca.